Asta este familia de campioni din gimnastică. Marius Urzică visează să-și vadă fiul campion olimpic. Alex Urzică, fiul lui Marius Urzică, a intrat în sală la 2 ani și de atunci n-a mai ieșit. La 11 ani a câștigat deja 7 medalii la campionatele școlare. Alex visează să ajungă la Jocurile Olimpice de la Los Angeles peste 7 ani. M-am apucat de gimnastică de la 4 ani. Și în sală aici de la câți ani ai venit? Păi m-am mai adus părinții când era mai mic, pe la 2 ani. Practic ești copilul sălii, nu? Cam da. Sperăm pe viitor, tiptil, să învețe mai mult decât știe acum și să fie un reprezentant al României la viitoarele campionate europene, mondiale și olimpiade. Marius Urzică a câștigat 3 medalii la Jocurile Olimpice și visează să-l vadă și pe fiul său într-o zi campion olimpic. Urzică cel mic își împarte viața între școală și sala de antrenament. Eu plec dimineața la 7, fac școală până la 11, fac after school până la 2, la 2 jumate trebuie să vin la sală să fac antrenament și plec la 7. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.